Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Social Democrat European, domnul Ion Sula. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Domnul președinte, eu propun să începem să muncim pentru că țara este în pericol, vine rușii, vine marele urs, zic oficialii noștri. Tocmai de asta nu avem timp de pierdut. Dați-mi voie să încep a vă citi o declarație pe care am să vă rog după care să o dezvoltăm. Așadar, eu, Marcel Ciolacu, o susțin pe doamna președinte Maia Sandu în octombrie pentru un nou mandat de președinte. Este singura soluție ca Republica Moldova să aibă în continuare un traseu european, a spus Ciolacu, care este prim-ministru al României și președinte al Partidului Social Democrat din România, fratele mai mare al Partidului Social Democrat European de la Chișinău, pe care dumneavoastră aveți onoarea să-l conduceți. Deci, amin subiectul ăsta, Partidul Social Democrat European de la Chișinău nu va avea candidat și mai devreme sau mai târziu, până în octombrie 2024, va organiza o conferință de presă unde va anunța că o susține plenar, necondiționat și cu toată inima și dragostea pe doamna Maia Sandu la prezidențiale. Partidul Social Democrat European a luat o decizie săptămâna trecută în cadrul biroului politic, unde va avea propriul candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Urmează în termeni proximi ca să identificăm această candidatură. Suntem în perioada când evaluăm cine ar putea să fie candidatul din partea Partidului Social Democrat European și, respectiv, în cadrul Consiliului Politic Național, să votăm sau să luăm decizia cine ne va reprezenta la alegerile prezidențiale sau cine va fi reprezentantul Partidului Social Democrat European. Da, cum ce spuneam mai sus, fratele mai mare PSD București nu se va supăra? Bine, aparține declarația dumnealui, are fiecare dreptul la opinie, fiecare are dreptul să-și spună poziția respectivă. De aceea, Partidul Social Democrat European este o entitate politică pe teritoriul Republicii Moldova și am expus mai sus care este poziția la moment a partidului. Adică frate, dar fiecare cu al său candidat. Noi ne conducem după prevederile noastre statutare, după deciziile noastre interne. Deciziile se iau într-un mod destul de democratic. Apropo, la ședința respectivă de săptămâna trecută am avut biroul politic lărgit, unde au participat membrii biroului și reprezentanții sau președinții de organizații teritoriale. Aceasta este decizia partidului și noi ne vom conforma. Domnul președinte, fie vorba între noi, mie câțiva lideri de partid, așa, tet-a-tet, îmi spun că, Gheorghe, să-ți dai seama, noi o să candidăm, o să avem candidat, dar scopul nostru final, până la urmă, este un antrenament pentru parlamentarele din anul 2025. Adică mulți dintre acești lideri o spun deschis, sau aproape deschis, că n-au ei nicio șansă să ajungă. PSD-ul pe care o conduceți dumneavoastră participă în această cursă așa, de dragul participării, sau chiar aveți o listă scurtă de candidați care credeți că ar fi băieți cu șansă? Noi avem o listă de candidați, suntem la moment în discuție, atât pe intern cât și pe extern, mă refer prin interiorul partidului, cât și din afara partidului. Suntem în comunicare cu potențialii candidați. Ne dăm foarte bine seama că alegerile prezidențiale sunt un pavaj sau o linie pentru alegerile parlamentare, care sunt destul de importante și cele mai importante pentru Partidul Social Democrat European, dar în orice competiție trebuie să mergi, trebuie să lupți și sigur că Partidul Social Democrat European va merge la această luptă. Domnul președinte, dar doamna Maia Sandu merită detronată? Dacă evaluăm situația social, politică, economică din Republica Moldova, sigur că fiecare partid își propune ca să
vină cu anumite îmbunătățiri, să fac față la provocările care sunt expuse în fața țării, și aici vorbim de țara Republica Moldova, nu de interesele înguste a unui partid. Și dacă tot timpul este loc de mai bine, după mine, personal, această competiție trebuie să aibă loc și de ce nu să vină în fruntea țării o persoană care va fi aleasă de cetățenii Republicii Moldova, care va aduce argumentele necesare, că în Republica Moldova se poate de trăit mai bine și se poate lucrurile de schimbat spre mai bine. Domnul președinte, noi avem o situație social-economică așa cum o avem și o recunosc și inclusiv cei de la guvernare că e cam slăbuț. Bun, ei au scuze de lor, război hibrid și tot așa mai departe după text. Dar de vină nu e Maia Sandu. Asta guvernul să mai împiedică. Asta majoritatea parlamentară uneori mai greșește acolo. Adoptă o lege, o publică în monitor oficial, iar peste 3 zile votează un amendament la lege. Ce treabă are doamna președinte cu greșelile pe care le face guvernul sau parlamentul? În primul rând, actuala guvernare este exponenta Maiei Sandu și trebuie să recunoaștem și cetățenii Republicii Moldova cunosc de acest lucru, că doamna a ajuns președinte pe lista Partidului PAS, partidul care astăzi are 63 de mandate în Parlament, au un control atât parlamentar cât și la nivel de guvern, și ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, din punct de vedere social, repet, economic și politic, este un dezastru, pentru că așteptările cetățenilor sunt cu mult mai mari și nu ne limităm numai la declarațiile care vin din partea guvernanților, dar ne limităm sau ne poziționăm pe probele și pe constatările care le simte fiecare cetățean. Și astăzi, stând de vorbă cu cetățenii din Republica Moldova, personal eu ca lider de partid mă aflu în teritoriu, discutăm despre ceea ce se întâmplă în țară și observăm că lucrurile nu merg bine. Practic, nu se fac ce față provocărilor în care sunt expuse astăzi în fața actualii guvernări și de aceea trebuie anumite schimbări. Și aici aș putea să le luăm pe rând, începând de la ceea ce s-a promis cetățenilor, pentru că dacă ne luăm după lozincile electorale atunci când au venit în fața cetățenilor și cetățenii din Republica Moldova au acordat acel vot de încredere și au dorit o schimbare, au dorit ca lucrurile, sau cel puțin au dat un vot de încredere acestei echipe. Astăzi observăm că majoritatea din acele mesaje politice sau promisiunile care au fost puse în fața cetățenilor, ele nu se adeveresc. Hai să le luăm pe rând. În domeniul justiției, da, vedem un fiasco total în acest domeniu. Am văzut cum a fost înlăturat procurorul general. Mai nou vedem ceea ce se întâmplă în Comisia Preveting, vedem ce se întâmplă în CSP, în CSG. Am văzut cum a fost anulat acum mai recent concursul pentru poziția sau pentru funcția de procuror general. Vedem intimidările prin care trec o parte din exponenții acestui sistem. Am văzut cum au fost organizate alte concursuri în acest domeniu și așteptările cetățenilor au adus și s-au aduc la anumite concluzii că lucrurile nu stau bine în acest sector și este o eșuare sau un fiasco total, mă repet. Mergem mai departe în domeniul economiei. Noi astăzi în Republica Moldova avem un sector economic necompetitiv. Eu vorbesc în general ceea ce se întâmplă, pentru că pe de o parte avem resurse energetice destul de scumpe, care influențează foarte mult la dezvoltarea afacerilor. Doi, vedem o depopulare a țării și o îmbătrânire a țării, unde forța de muncă practic nu mai avem în țară. Politicile fiscale cu care a venit guvernul în fața agenților economici nu sunt deloc atractive și unul din elementele sau unul din
indicatori ar fi atragerea investitorilor străini în Republica Moldova. Noi astăzi nu vedem o avalanșă, să o numim așa, sau nu vedem un domeniu atractiv unde să vină investitorii străini să investească în Republica Moldova. Ne mai vorbim de cei care sunt la noi în țară, deja mulți din ei și-au abandonat afacerile, fie s-au mutat în alte țări sau au fost nevoiți ca să le închidă pentru că au falimentat. Mai nou am văzut situația care s-a creat în sectorul agricol sau în general în sectorul agroalimentar din Republica Moldova și dacă nu se iau măsurile respective la moment, ne pomenim în toamnă cu un sector falimentar unde mulți din fermierii mici și mijlocii nu o să-și poată continua afacerile. Exact, alte domenii care putem acum să le discutăm legat de serviciile sau de domeniul sănătății, ne aducem aminte acele lozinci că o să fie o reformă destul de amplă în domeniul sănătății. Noi nu am văzut cel puțin inițierea acelor spitale, care spuneam, regionale. Vedem serviciile cum degradează și în discuții cu azi cu cetățenii observăm că atunci când apelează la aceste servicii, practic nu sunt mulțumiți. Mai recent noi am văzut și aceeași reformă în domeniul asistenței sociale, așa numită Restart, unde practic astăzi majoritatea din persoanele sau din cetățenii cu dizabilități sau care au nevoie de acest sprijin nu îl primesc. Am văzut că o parte din specialiștii din domeniul care au lucrat mult timp și au prestat aceste servicii nu mai sunt reangajați în funcție din motive fie politice sau fie că cineva nu îi place de o anumită persoană sau alta. Vedem ce se întâmplă în domeniul de securitate a țării, vorbim de apărare și așa mai departe. Deci, situația per ansamblu în țară este una dezastruoasă și cetățenii trebuie să înțeleagă că lucrurile trebuie să fie schimbate. Majoritatea dintre aceste subiecte pe care le-ați vorbit dumneavoastră, noi o să le luăm mai jos pe rând, dar o concluzie. Dar devină în proporție de 99% pentru tot ceea ce a spus dumneavoastră aici, domn președinte, nu e războiul, precum zic cei din PAS. Bine, noi nu putem să negăm că războiul și are și el amprenta sa, dar nu putem să dăm de vină pe acest război, pentru că vedem că sunt țări care sunt vecine cu Ucraina și situația este cu mult mai bună ca în Republica Moldova, chiar și pe anumite domenii, inclusiv în Ucraina, acolo unde este război, situația este mai bună ca la noi. Chiar și ei au avut creștere economică. Da, deci, corect, dumneavoastră spuneți, pentru că atunci când vorbim de anumite constatări, nu trebuie să ne bazăm pe declarații populiste, dar trebuie să ne bazăm pe cifre, pentru că cifrele nu mint și numai la nivel comparativ putem să vedem acest lucru. Și într-adevăr, într-o țară unde este război există creștere economică, la noi în Republica Moldova, unde pe de o parte avem un suport destul de consistent din partea partenerilor, avem un suport din partea celor care cu adevărat vor să ajute Republica Moldova, dar incapacitatea administrativă a țării generează această situație în care noi astăzi ne aflăm. Domnul președinte, dar dumneavoastră sunteți de acord cu mine că sloganul electoral al PAS-ului în campania respectivă ar trebui să fie continuăm vremurile bune, continuăm să fim oameni buni. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că nu văd vremuri bune și poate în sloganul respectiv s-a intenționat s-a mers pe acest slogan pentru că nu este scris sau nimeni nu și-a asumat când vor fi aceste vremuri bune, dar din păcate vedem că deja 3 ani de zile la guvernare, țara este în impas, noi vedem care sunt capacitățile administrative a acestei guvernări și cel mai important,
cetățeanul din Republica Moldova lucrul ăsta îl simte și nu numai cei din Republica Moldova, dar și conaționalii noștri sau așa numită diasporă care este în afară. Pentru că ei tare mult au sperat ca la un anumit moment să se întoarcă acasă și să poată să-și ducă fie activitatea, fie să-și ducă traiul aici în Republica Moldova, într-o țară dezvoltată. Pentru că trebuie să nu negăm că Republica Moldova are potențial, dar lucrul ăsta îl diminuează și cu mare regret, ne aduce într-o zonă unde cetățenii deja intră într-o zonă de pesimism. Și pesimismul ăsta nu este bun. De aceea, acea declarație noastră care spuneți că vremurile bune și oameni buni, probabil o să rămână în istorie ca un slogan electoral care a dus Republica Moldova într-o zonă gri. Și cu părere de rău, lucrul ăsta se întâmplă. Nu vreți dumneavoastră să fiți sinceri cu noi și ne recunoașteți dacă e adevărat ceea ce scrie pe un anumit canal de Telegram? Că în lista asta scurtă a Partidului Social Democrat European, potențiali candidați pentru prezidențiali, ar fi și domnul Tudor Ulianovski? Eu o să încerc să fiu destul de sincer cu dumneavoastră, pentru că și spectatorii care ne privesc lucrul ăsta trebuie să-l simtă. Am avut o discuție cu domnul Ulianovski, dar numai la nivel de discuții. Și atât. Mm-hmm. Alte nume nu vreți să-mi dați? Nu. Consider că la moment este prematur ca să vin cu anumite nume, pentru că nu este corect atunci când mergi la anumite discuții și dacă poate persoana respectivă nu își dorește sau își dorește. Consider că va fi momentul când o să venim cu informația respectivă către telespectatori, către cetățeni din Republica Moldova. Iată, eu văd că dumneavoastră pe mine m-ați felicitat cu ocazia zilei mele de naștere pe 16 martie, când am făcut 40 de ani. Da. Dar cu mine discuții despre tema asta n-ați avut. De ce nu? De ce nu? Dacă domnul Gonță, dacă dumneavoastră intenționați, hai să discutăm lucrul respectiv, îl discutăm inclusiv și în cadrul partidului și dacă este o intenție bună și nobilă, de ce nu să discutăm? Așa, am glumit, mergem mai departe. Eu cunosc că dumneavoastră sau formațiunea pe care o conduceți a avut destul de mult curaj să spună pe față. Ok, nu ne-a plăcut cum a venit această propunere privind referendumul ce ține de integrarea noastră europeană, dar îl vom susține pentru că asta e calea noastră irreversibilă. Eu de ce zic de curaj, domnul președinte? Pentru că foarte multe partide chiar care, într-adevăr, au în sânge aceste valori europene. Dar nu vor să-l susțină pentru că se simt jucate pe la spate. De către președinție, de către consilieri, de către toți cei care au venit cu această idee. Pe rândul lor, PSD-ul, de ce a acceptat să susțină pe față acest plebiscit? Când putea să spună susținătorilor, hai votați, da, ok, votați, dar nu chiar cu text deschis. Domnul Gonța, în primul rând pentru PSDE, integrarea Republicii Moldova nu se negociază unul la mână. Deci noi, atât statutar, cât și în ADN-ul partidului, deci avem acest deziderat ca Republica Moldova să fie integrată în Uniunea Europeană și parcursul integrării în Uniunea Europeană este un proces irreversibil. De aceea, atunci, și poate e bine că dumneavoastră acum ați menționat, că am fost una din formațiunile care am mers la doamna președinte și ne-am expus care sunt riscurile acestui referendum. Neștiind până la urmă că el va fi organizat sau nu. Noi astăzi avem anumite premize, dar încă nu este inițiativa legislativă de a fi organizat. Poate până în ultimul moment încă nu o să fie organizat. Dar admitem că în cazul când se dorește ca să fie consfințit, așa cum se menționează în Constituție, că parcursul Republicii Moldova în
de a integra în Uniunea Europeană, să fie consfințit în Constituție, noi ne-am asumat că o să-l susținem. Dar acest risc există și până în ziua de astăzi și noi nu ne ferim de la declarațiile noastre care le-am menționat, pentru că în cazul când, repet, acest plebiscit sau acest referendum va ieșua, responsabilitatea va cădea pe actuala guvernare, pe cei care l-au inițiat. Pentru că noi am spus că deja 3 scrutine electorale, vorbesc de prezidențiale, parlamentare și locale, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru partidele pro-europene. Odată ce votezi un partid pro-european, din start îți este clar că cetățenii respectivi sau cei care au votat își doresc ca Republica Moldova să fie integrată în Uniunea Europeană. Mai recent, la alegerile locale, am făcut calculele numai din primarii și din voturile politice care au venit la consiliile raionale, în jur de 67% au votat pentru partidele pro-europene și încă mai sunt primari independenți care împărtășesc aceste valori și noi nu trebuie să negăm. Poate nu au vrut să facă parte dintr-un partid politic și a mers ca candidat la funcția de primar în localitățile unde ei au câștigat. Deci, pentru noi, de ce ne-am spus și o să susținem ideea respectivă, este clar pentru că este un deziderat național și lucrul ăsta trebuie să aparțină nu numai partidelor politice, dar în general cetățenilor Republicii Moldova și tuturor actorilor care pot pune umărul la acest deziderat. Noi ne-am expus că acest referendum este și un truc politic a actualei guvernări și el va influența, dar cel puțin va favoriza candidatul care va fi din partea PAS-ului. Nu este clar cine va fi acest candidat și astăzi, pe fonul ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, referendumul îi dă posibilitate ca să meargă la cetățeni și să ascundă anumite lucruri care nu au loc sau nu se materializează în Republica Moldova. Eu vorbesc de ceea ce am vorbit noi anterior, de situațiile sau de crizele în care ne aflăm și de situațiile care le avem în țară. Pentru încă un risc foarte important este că forțele pro-estice sau eurosceptice, să le numim, ele sunt cu mult mai organizate decât partidele pro-europene astăzi în Republica Moldova și una din greșelile care le face actuala guvernare este că încearcă și continuă să meargă pe ideea de a monopoliza că însăși versiunea că în Republica Moldova există un singur partid care poate integra Republica Moldova în Uniunea Europeană și doi, un singur partid care are ușile deschise la Bruxelles sau față de partenerii noștri externi. Aici vreau să menționez că Partidul Social-Democrat European face parte din marea familie a social-democraților europeni, mă refer aici la PS. Avem o relație destul de bună cu partenerii noștri și noi periodic îi informăm care este situația în Republica Moldova. Și nu trebuie să negăm și faptul că ei sunt partea de decizie, inclusiv de celelalte familii europene, în care și-au asumat, ne-au ajutat și încearcă în continuare să ajute Republica Moldova. Apropo, în alegerile din 9 iunie, în manifestul PES-ului, este un punct aparte unde Republica Moldova se regăsește ca țară potențială candidat și care urmează să fie susținută de socialdemocrații europeni. De aceea acest referendum, repet, trebuie să fie o sarcină a tuturor celor care își doresc. Și odată ce se dorește cu adevărat, să lăsăm pe de o parte toate ambițiile și egoismul acesta politic care îl avem noi în Republica Moldova și să punem pe plin plan interesul național. Până îl punem noi, domn președinte, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate pentru că e timpul, după care revenim, vă rog frumos.
publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, noi n-am reușit în prima parte să încheiem subiectul cu referendumul. Poate dumneavoastră să puteți să ne explicați. Dumneavoastră, spre deosebire de mine și foarte multul lume, ați mai condus totuși colective, afaceri, ministerii, instituții, agenții. Dumneavoastră știți cum funcționează un tot întreg. Iată, noi avem un tot întreg al guvernării. Doamna președinte a zis că vrea referendum, a zis în decembrie. Acum, în martie, a organizat o conferință de presă și deja a creat site pentru acest referendum. A făcut un panou frumușel acolo. Iarăși a zis Parlamentului, hai inițiați acest plebiscit. Deci, doamna nu o face de capul ei, că pe 24 decembrie s-a trezit, dar să trage o conferință de presă să spun că vreau plebiscit. Conferința aia de presă la fel. Pe de altă parte, orice jurist care vine, care ne onorează cu prezența aici în studio, dar juriști buni, spun că oameni buni, iată este Constituția țării, sunt legile țării, care arată că acest referendum deja nu poate avea loc, noi deja am întârziat. Constituția nu poate fi modificată așa cum propune șefa statului. În același timp, în alte studiouri TV, că aici ei nu vin, adjuncții doamnei Maia Sandu sau subalternii ei din alte instituții, cum ar fi premier și șeful Parlamentului, zic, da, noi susținem, dar nu nicio inițiativă. Deci, chiar și dumneavoastră ați menționat la început, în prima parte, că noi avem referendum, dar nu știi dacă îl avem. Dumneavoastră înțelegeți ce se întâmplă? Sau ei au zis ceva care au visat, domnule, haideți să nu fim obraznici. Au propus ceva frumos, care a fost în opinia lor frumos. Până la urmă și-au dat seama că au intrat într-o situație din care deja nu mai știu cum să iasă, pentru că legea e cam dură în privința asta. Sau altul ar fi motivul, credeți dumneavoastră? În primul rând, noi până săptămâna trecută nici nu am știut ce fel de referendum va fi. Unul consultativ, unul constituțional, dacă ați observat tot ce se întâmpla în Republica Moldova și din start a fost și o greșeală de comunicare, pentru că toți care mergeau la doamna președinte se pomeneau în fața unui fapt împlinit. Deci, practic, aceste mimări le simțeai undeva că ele sunt mimate, da? De a fi discutate și așa mai departe. Sigur că încă nu este exclus faptul că acest referendum poate și nu va avea loc. Noi nu puteam să zicem, să ne expunem acum, pentru că observăm o lipsă, inclusiv poate, de comunicare pe acest. Și nu vreau să fiu avocatul, ca să mă înțelegeți corect, a doamnei președinte sau actualei guvernări. Dar Republica Moldova este condusă de lege. Republica Moldova are Constituție, Republica Moldova are cadrul legal și el trebuie să fie respectat. Și acolo unde specialiștii sau cei care sunt versați în acest domeniu vin și spun că lucrurile este abătut, atunci de la cadrul legal, atunci ce valori europene mai vorbim noi? Și lucrul ăsta noi trebuie să ne-l punem cu toții în față. Și Partidul Social Democrat European, unde o să vadă că sunt abateri de la lege, abateri de la normele legale, sigur că o să expune și va veni cu poziția respectivă. Deci urmează să urmărim, să vedem ce o să întreprindă și atunci să venim cu pozițiile care le putem avea. Bun, așteptăm. Așteptăm. Mai avem noi ceva tot în ziua alegerilor și acestui probabil referendum, dar aici șansele sunt mai mari, pentru că deja s-a votat în prima lectură. Eu vorbesc votul prin poșta Moldovei pentru moldovenii din Statele Unite ale Americii și pentru ai noștri din Canada. La fel, oamenii versați în domeniu zic că e riscant, ciudățel, se încalcă anumite principii constituționale, cum ar fi dreptul egal la vot, dar guvernul zice că, băi băieți, asta e doar așa, un test. Nu e nimic strașnic, e proiect pilot, dar cu efecte juridice. Cei care vor vota prin poșta Moldovei, oricum, buletinele lor vor fi numărate. Nu știu, poate ați reușit să vorbesc cu cineva dintre colegii sau dintre moldovenii pe care știți în Canada sau Statele Unite, sau cu alții din Italia și Spania care au o părere. Așa, în general, pur și simplu puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră despre această inițiativă. Tot a șefei statului, apropo, pentru că ea a anunțat într-o zi la o emisiune la Jurnal TV, dacă nu greșesc. E adevărat, la două zile după ce a fost scurgere în presă, dar asta e altă situație.
Ce credeți despre acest vot prin Poșta Moldovei din centru? Domnul Gonța, este o decizie, o inițiativă, mai corect, discriminatorie. Pentru că fiecare cetățean a Republicii Moldova trebuie să aibă acces la vot. Și în cazul respectiv nu poți să-i diferențiezi pe cei care sunt în Italia, ați menționat, sau în alte țări a Uniunii Europene, sau indiferent unde n-ar fi, cineva să aibă acces sau cineva nu. Și atunci când chiar îți dorești ca să faci anumite lucruri, să le testezi, astăzi sunt diferite platforme care putea să faci un simplu test. În afara exercițiului electoral, sunt atâtea posibilități electronice sau softuri de a simula, spre exemplu, un așa exercițiu și de ce nu să fie testat și ulterior, între timp, să fie pregătit inclusiv și cetățeanul ca să poată să margă la vot. Noi cunoaștem votul electronic, mă refer aici. Noi cunoaștem experiența la multe țări, inclusiv și europene, unde are loc așa un exercițiu. El a fost testat una în timp, doi a fost consultat, trei cetățeni au fost pregătiți și cel mai important, li s-a oferit constituțional, așa cum ar trebui și în Republica Moldova, dreptul la fiecare ca să aibă acces la acest vot. Noi, ca partid politic, ne-am expus public pe marginea acestui subiect și nu agreiem această inițiativă și, în general, ar fi bine ca ea să nu mai aibă loc și să fie pregătit, așa cum menționează și specialiștii din punct de vedere în domeniul electoral, ca să fie organizat la următorul scrutin, fie el parlamentar, dacă ne ajunge timp până atunci, dacă nu, la următorul prezidențial, ca să fie testat, pentru că vrem, noi nu vrem, dar astăzi tehnologiile informaționale se dezvoltă și mai devreme ori mai târziu, acolo vom ajunge când nu o să trebuiască să mai mergi clasic la cabina de vot, dar o să ai posibilitatea fi inclusiv și de pe telefonul mobil cu IP-ul tău sau cu codul tău de acces ca să poți să-ți expui dreptul la vot. De aceea noi am condamnat această inițiativă. Eu vreau ca telespectatorii să înțeleagă foarte clar că noi nu criticăm de dragul criticatorului, pentru că la noi a fost la emisiune domnul Iurie Ciocan, care, chiar dacă sunteți într-un fel sau altul colegi de idei politice, dar el este singurul om din Republica Moldova care este doctor în materie electorală, cred că așa se cheamă. Și tot ne-a onorat cu prezența la emisiune și l-am întrebat, iată dacă dumneavoastră vi s-ar da sarcina asta azi, asta a fost o lună urmă. Azi vi s-ar da sarcina de către guvernare să elaborați proiectul, să-l implementați. El a zis că eu dacă să respectăm toate prevederile legale, nu reușesc să-l implementez până în ziua alegerilor. Dar ei noștri insistă, tema asta nu înțeleg de ce. Poate actuala guvernare au o baghetă magică și se gândesc că lucrurile astea se pot întâmpla peste noapte. Noi nu trebuie să inventăm anumite lucruri în Republica Moldova și de multe ori se facă greșeli de genul ăsta când noi vrem să inventăm ceva pe când am putea să preluăm bunele practici, bunele intenții și cel mai important, din câte cunoaștem, inclusiv și cei care din afară monitorizează aceste procese, au venit deja cu reacții că lucrul ăsta nu este binevenit să-l facă în acest scurt interval de timp și totodată el nici nu a fost consultat. De obicei, atunci când vrei să vii cu un amendament la codul electoral, a trebuit să te consulți pentru că este legat de partea de drept a unui om și inclusiv de procesele democratice. Noi ne dorim în Republica Moldova ca să trăim aceste momente când fiecare cetățean se aibă încredere în, inclusiv și în acest proces, că este un proces democratic, nu se fraudează aceste alegeri, pentru că el, făcând acest lucru, o să creeze din start, deja s-au creat, și anumite suspiciuni de fraudă. Și asta nu le spun numai eu, deja în societate lucrul ăsta se discută. Și ca să dispară aceste suspiciuni, tu trebuie să vii cu argumente clare către, în cazul dat, către alegător, cu mecanisme recunoscute și nu inventate peste noapte aici la noi la Chișinău. Apropo de suspiciuni, eu nu vreau cu dumneavoastră să comentăm zvonuri, pentru că suntem oameni serioși. Bun, dumneavoastră sunteți om serios, eu așa.
Dar este un zvon, o ipoteză la Chișinău. Eu vă întreb doar dacă ați auzit-o. Că acest vot prin corespondență, de fapt, este un plan de rezervă. În cazul în care rezultatele nu sunt așa cum ar trebui să fie pentru cei care inițiază ideea respectivă, Curtea Constituțională să aibă motiv oficial de a anula rezultatele alegerilor, invocând fraude prin acest vot prin corespondență, nu știu, mâna lui Șor, mâna lui Vladimir Putin, mâna războiului hibrid. Și astfel să avem alegeri repetate pentru ca rezultatul într-un final să fie așa cum vor unii sau alții. Ați auzit așa zvon o prima dată? Domnul Gonța, noi astăzi avem acces în Republica Moldova la informații, inclusiv la diferite instrumente, nu vreau să le dau nume, de comunicare. Sigur că am văzut și eu aceste suspiciuni, nu în general am menționat de suspiciunile care există, de aceea mă întorc la o frază care a spus-o cineva și o să încerc să o repet. Nu poți să construiești o democrație cu instrumente antidemocratice. Da? Și lucrul ăsta, cu părere de rău, actuala guvernare încearcă să-l aplice în Republica Moldova. Și anume, prin instrumente antidemocratice de a crea democrație. Ceea ce, din exemplele din întreaga lume, s-a demonstrat că toți care au început să facă cu așa traseu sau cu aceste instrumente, au greșit. Și probabil dumnealor trebuie să-și asume aceste lucruri. Coincidență sau nu, dar astăzi dimineață s-a aflat despre demisia benevolă și neselit din nimeni a domnului Alexandru Berlinski. El este secretarul Comisiei Electorale Centrale. Bineînțeles, domnia sa a invocat motive de ordin privat, viață personală. Dar pentru că eu cu dumneavoastră nu ne informăm de pe site-ul ziarului de gardă sau de pe site-ul M4-ului, cam să fim corecți, nu credeți că această demisie are legătură directă cu celelalte două subiecte de mai sus, vot prin poștă și referendum? Mă duce gândul ca să cred acest lucru. Noi, ca cetățeni a Republicii Moldova, trebuie, sau în general ca cetățeni, trebuie să respectăm orice decizie, inclusiv și a domnului Berlinski, decizia dumnealui, dar probabil a generat anumite lucruri în care dumnealui înțelege riscurile pe care îl așteaptă și noi am văzut în ultima perioadă dar un șir de demisii de la diferite instituții din stat și asta a fost inclusiv și public spuse că mulți din ei nu vor să-și asume această responsabilitate pentru că își dă foarte bine seama că cei care comandă anumite lucruri, ei nu poartă răspundere, dar cei care execută de obicei, ei sunt exponenții care trebuie să mai devreme sau mai târziu să răspundă pentru fiecare semnătură sau pentru fiecare decizie luată. De aceea suspiciunile există și poate să fie așa este un temei. Nu pot să fiu avocatul dumnealui, dar e poziția mea personală. Așadar, domnul președinte, am vorbit noi pe alții, mult ușor, ia haideți să vorbim și pe ai voștri. Ce se întâmplă la partid? Iată, noi citim un comunicat de presă venit de la voi. Partidul Social-Democrat European atenționează opinia publică că a devenit ținta unei campanii dirijate și de forțe din interior și de forțe din exterior, scopul căreia este de a distruge formațiunea. Aici, mai departe, a fost ciudat mesajul, dar sună așa. Fiind folosite mai multe elemente caracteristice războiului hibrid. Ce se întâmplă la partid? Domnul Gonța, este adevărat că astăzi Partidul Social Democrat European este supus unor atacuri, atât pe intern cât și pe extern. Lucrul sau declarația respectivă nu a fost pur și simplu făcută ca declarație, dar stă la baza anumite informații și anumite probe care noi le avem pe interior. Eu astăzi am capacitatea să înțeleg care este miza acestor atacuri
Și înțelegem că după alegerile locale, Partidul Social-Democrat European s-a poziționat pe locul 3 după rezultatele alegerilor, după numărul de primari, după votul politic care l-am avut în consiliile raionale, și sunt sigur că acest partid are viitor în Republica Moldova și în special are locul lui de spus în procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Aceste atacuri vin ca să destabilizeze situația pe interior. Ele au venit atât la liderul partidului, fie prin anumite intimidări sau prin anumite determinări de a lua anumite decizii, și totodată în teritoriu, acolo unde se încerca cu colegii noștri de a aduce în eroare la anumită perioadă și totodată să-i demotiveze de a merge mai departe cu echipa respectivă. La etapa actuală, eu nu o să fac public anumite lucruri. Sperăm că cei care au inițiat acest proces au înțeles și vreau să aduc mulțumiri inclusiv colegilor mei din teritoriu care au avut curajul și au informat despre situația care s-a creat, pentru că ei sunt acei care astăzi fac față acestor provocări și să-i asigur că personal, eu ca președinte nu am niciun angajament față de cineva, am un angajament strict față de colegii mei din partid și anume de a atinge acel obiectiv care l-am propus după perioada noiembrie 22, atunci când a avut loc Congresul Partidului Social Democrat European. Atât ce pot spune la moment în baza acestor declarații. Ok, eu cred că cei care trebuiau să înțeleagă mesajul l-au înțeles. Sperăm. Da. Sperăm. Răspuns la mai multe întrebări totuși nu s-a dat. Cel puțin haideți altfel. Ceea ce am citit noi pe canal Telegram zilele trecute că mai mulți vicepreședinți ai formațiunii și-au dat demisia, e adevărat? Este exagerat. Eu am menționat că noi am avut o ședință a biroului politic lărgit. Într-adevăr, o parte din colegi au ieșit din funcție sau au refuzat ca să mai fie în funcțiile de conducere, dar au rămas membri de partid. Am avut discuții personale cât și public cu ei, au motive întemeiate care le apreciez și eu ca președinte înțeleg și înțelegem de ce anume au luat aceste decizii. Dar important că ei au rămas membri ai partidului, dar nu vor participa în continuare în organele de conducere. Blogerul Eugeniu Lucianiuc scria zilele trecute că de fapt aceste demisii au legătură cu faptul că în curând se schimbă legislația națională, astfel încât și vicepreședinții de partide vor trebui să dea declarații pe venit, astea care se dau an de an. Câte adevăr există în spusele domnului Lucianiuc? Bun, acestea sunt informații publice. Într-adevăr, cei care participă în organele de conducere a partidelor vor fi nevoiți până la data de 30 aprilie, s-a modificat săptămâna aceasta, abia până la 31 martie, ca să depună declarațiile respective. Bun, dar colegii dumneavoastră de asta au plecat din funcție de colegi? Nu este acesta motivul. Eu nu pot să divulg anumite informații legate de viața personală sau de deciziile care le-au luat colegii mei. Atunci eu încerc să vă prind în capcană din altă parte. Vă rog. Dar în câte centre raionale Partidul Social Democrat European a coalizat cu PAS-ul? Deci noi avem președinte o alianță cu PAS-ul și cu platforma DA la Hâncești. Deci avem la Nisporeni, nu la Nisporeni, la Telenești. Deci președintele este de la PAS, vicepreședintele de la Partidul Social Democrat European.
Noi avem la Leova, acolo unde avem coaliție cu PAS-ul. Avem la Căușani. Da, acolo e o coaliție mai largă. Și atât. Patru. Da. Eu nu vă acuz, eu doar vă întreb. Dar de ce ați coalizat cu pasiștii dacă e așa băieți răi la nivel central? Domnul Gonța, noi înainte de alegeri și după alegeri am lăsat deciziile de creare a majorităților în consilii raionale la latitudinea organizațiilor teritoriale. Și considerăm că este o decizie corectă. Nu există o directivă de la centru cu cine să facem alianțe și cu cine nu. Dar dacă vă aduceți aminte, inclusiv și în emisiunea dumneavoastră, eu am menționat că Partidul Social Democrat European va contribui la crearea coalițiilor pro-europene, inclusiv în consiliile raionale. Pentru noi este foarte important ca acesta să fie și un precedent pentru următoarele alegeri parlamentare. Cu păreri de rău, în multe raioane, astăzi, partidul de la guvernare a făcut coaliții cu partide care sunt departe de valorile europene sau de a se integra Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și acolo apar și aici. Aici apar un șir de întrebări, inclusiv de la cetățenii din raioanele respective. Pentru că am menționat în debutul emisiunii că peste 60% din cetățeni au votat partide pro-europene, dar la conducerea raioanelor astăzi sunt cei de la actuala guvernare împreună cu partide eurosceptice. Și acum vă imaginați un exercițiu. Referendum și mergem în raioanele respective și noi explicăm că, uite, ne dorim ca țara să se integreze în Uniunea Europeană, dar pe de altă parte vedem că actuala guvernare a avut coaliții cu partide proiestici sau cele care sunt împotriva referendumului respectiv. Asta nu înseamnă că noi, dacă astăzi suntem un partid de opoziție, noi nu putem accepta că la nivel local să coalizăm anumite idei și să venim în fața cetățenilor de a le rezolva acele probleme care am venit în alegeri, în fața lor. Și eu vorbesc aici atât de primari, cât pentru că primarii sunt în localități, la nivel de consilii raionali, sunt consilierii raionali care au fost mandatați de cetățeni care se reprezinte la nivel de raioane. De aceea, noi avem un rol destul de important la moment, eu mă refer la nivel de partid din opoziție, la nivel central, dar odată ce suntem la nivel local cu mandate de consilieri, noi ne dorim ca să punem umărul și la nivel local la dezvoltarea localităților, la dezvoltarea raioanelor și, de ce nu, repet, să fie un precedent pentru viitoare alegeri parlamentare din Republica Moldova. Pentru că este clar că actuala guvernare nu mai are o majoritate în viitorul Parlament și ei recunosc de acest lucru și normal că partidele respective pro-europene, autentice, nu deghizate, trebuie să aibă capacitatea să pună interesul național în față și să conducă această țară. Dar vedeți dumneavoastră, unele surse susțin că aceste problemuțe pe care le aveți în formațiune ar fi cauzate de faptul că ați avea o colaborare prietenească cu domnul Andrei Spânu. Eu nu văd niciun păcat biblic și eu aș vrea să fiu prieten cu domnul Andrei Spânu, doar că el a ales în detrimentul meu să prietenească cu aeroportul, dar asta e altă istorie. Și iată, se insistă pe faptul că dumneavoastră ceva aveți acolo cu acest domn Spânu. Nu am nicio relație cu domnul Andrei Spânu și personal cu Andrei Spânu nu am nicio comunicare. Îl cunosc pe dumnealui de mult timp, dar ce ține pe partea politică, și o spun și în fața, în primul rând, colegilor noștri, simpatizanților Partidului Social Democrat European și cetățenilor, pentru eu nu am o comunicare cu dumnealui. Iată, deja suntem doi oameni în țara asta care nu avem comunicare cu Andrei Spânu. Ei, ăsta e toast, dar până la toast mai avem, așa că eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim, domnul președinte. Publicitate, doamnelor și domnilor!
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, vreau să vă rog să ne explicați ceva de ordin politic la nivel dintre cele două maluri ale Prutului, că eu nu înțeleg. Iată, eu îl văd premierul Recean, șeful Parlamentului, domnul Grosu, președintele Maia Sandu, se întâlnește cu domnul Ciolacu, cu cei de la guvernul la București. Mulțumim pentru ajutor, dar mai dați niște bani pentru statul european, mai dați acolo, mai dați acolo. Și hop la Chișinău, vine USR-ul, pentru ei se închiriază arena Chișinău, arena lui Plahotniuc, să o numim corect. Peneliștii sunt luați pe sus, poseriștii de Doamne ferește. Eu ceva nu înțeleg. Noi ne pupăm pe de-o parte și luăm bani de la PSD-iști, dar pe de altă parte politic, de fapt, coalizăm, ne mărităm cu cei de pe dreapta și chelul politic de la București. Asta cum se explică? Domnul Gonța, dacă ne uităm la real, da, la suportul care îl oferă România Republicii Moldova, este unul incontestabil. Da. Și vorbim nu numai de suport financiar, vorbim în general și de suportul la nivel de Uniunea Europeană și la suportul necondiționat din partea fraților noștri pe care îl simt majoritatea din cetățeni. Și dacă îl luăm pe parcursul timpului, observăm că România permanent a fost alături de Republica Moldova, indiferent cine a fost la guvernare. Acum trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă lucrurile s-au intensificat și sustenabilitatea Republicii Moldova astăzi se datorează în mare parte guvernului României sau în general României. Pentru că ceea ce ați menționat dumneavoastră și ajutorul la statul european, ajutorul cu motorina care ne-a fost oferit și până în ziua de astăzi nu a fost susținut, materializat de actuala guvernare. Deci tot ce ține de suportul respectiv, noi îl simțim. Acum să ajungem la partea politică care dumneavoastră ați menționat. Am văzut două, astăzi România este condusă de două formațiuni politice. Cele formațiuni care fac parte din cele mai mari familii politice europene. Uh-huh. Pe de-o parte este PES-ul, unde PSD-ul este membru, și pe de-o parte este PPE-ul, unde PAS-ul este membru la această familie europeană. Au trecut două partide, să spunem, din punct de vedere doctrinar diferit, rivali, concurenți și așa mai departe. Au depășit această situație, s-au așezat la masă și au avut capacitatea să pună interesul țării mai presus decât interesul partidelor. Și au demonstrat o maturitate politică și care este un exemplu foarte bun, inclusiv și pentru actuala guvernare. Astăzi suntem în preajma alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 9 iunie. În Republica Moldova sunt un număr destul de mare de cetățeni moldoveni care au și cetățenie română. Îndemnul meu personal și a colegilor din PSD este ca să identificăm acești cetățeni, să încurajăm să meargă la vot. Sunt peste 50 de secții de votare în Republica Moldova și să voteze aceste două partide, pentru că ele vor merge pe o listă comună, uh-huh, la europarlamentare, și să aducem un vot sau o susținere cu mult mai mare decât a adus-o anterior cetățenii români din Republica Moldova. Pentru că nouă ne place moldovenilor când pe noi ne ajută, ne place când cineva ne reprezintă inclusiv și la Bruxelles, ne place când la guvernul României vin ajutoarele către Republica Moldova și cu aceeași monedă ar trebui să mergem și noi la acest scrutin electoral la europarlamentare și să aducem un vot de încredere. Ceea ce se întâmplă pentru alte familii politice, ele sunt cu mult mai multe în Uniunea Europeană. Da, sunt micuți așa. Da, sunt micuți. Dar, repet, aceste două forțe politice, unde inclusiv Partidul Social-Democrat European are un parteneriat și cu PSD-ul din România, deci noi ne dorim ca la aceste alegeri să ajutăm și, într-adevăr, încurajăm
cetățenii ca să aducă acest vot de încredere pentru aceste partide. Domnul președinte, de acord, frumos răspuns, diplomat, na, eu o întreb altfel. Cine e acest USR? Pentru că eu l-am citit pe jurnalistul Nicolae Federiuc, îmi pare că el a scris, ceea ce a avut loc la Arena Ploiu Plahotniuc, acolo au venit membrii formațiunii PAS. Accesul a fost pe baza carnetului de partid galben. Cine e acest USR? Păi nu pot să răspund eu acum la întrebare cine. Eu cunosc cine este USR formațiune politică. Din câte cunosc, un lider useriștilor din Republica Moldova tot este membru PAS. Și dumneavoastră cunoașteți, și nu numai dumneavoastră, cetățeni, și într-adevăr am văzut și eu că la acest eveniment au participat mulți exponenți ai actualii guvernări sau ai partidului respectiv. Amintim care cer bani de la PSD și la PNL. Care cer bani de la PSD și PNL. După mine, este un joc dual, ceea ce în politică nu se acceptă. Ar trebui să ai o poziție și atunci când ai un parteneriat sau vii din partea unei familii politice, trebuie să-ți asumi acest suport și acest angajament față de manifestul care îl are familia respectivă, mă refer la familia politică. Moldovenii care sunt și cetățeni români urmăresc știrile la București. Da. Nu se uită doar la puterea patra și la nu știu ce. Și ei văd ascensiunea aurului domnului George Simeon. Iar și noi care nu prea discutăm despre asta, noi observăm. Și sondajele arată de la București că aurul, dacă mergeau separat PSD-știi cu peneliștii, aurul putea să arunce pe peneliști pe locul 3. Întrebarea ar fi, de ce să nu-i votăm noi care avem pașapoarte? Bun, nu noi, adică nu eu. Cei care au pașapoarte sau cetățenii români, de ce să nu votăm aurul lui Simeon? Domnul Gonț, am spus în cadrul emisiunii, hai să vorbim pe fapte, hai să vorbim pe cifre, hai să vorbim pe realizări concrete. Aceste două partide, și în special vorbesc de PSD, care avem un parteneriat cu PSD-ul din România, constant, an de-a rândul, a fost, este și va fi alături de Republica Moldova. Și a demonstrat lucrul ăsta. Și atunci când mergi în fața la un cetățean sau un alegător, explici de ce. Pentru că, într-adevăr, am simțit acest suport și inclusiv dacă ne uităm la ultimele decizii importante pentru țara noastră, atunci când s-a votat de a începe negocierile pentru Republica Moldova, aceste două partide practic au influențat foarte mult decizia respectivă. Inclusiv și colegii noștri de la București. Who is Mr. George Simeon? Eu ți-am minte că el acuza că, iată, din cauza criminalului Plahotniuc și a banditului Dodon, n-am voie să intru pe teritoriul Republicii Moldova. Și au venit băieții buni la putere. Și acum Dorin Răceanu, în fiecare zi, ne explică nouă de ce Simeon are voie să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Cine e băiatul ăsta ca așa de periculos pentru ai noștri? Eu nu vreau să-i fac publicitate domnului Simeon în cadrul emisiunii dumneavoastră. Nu vreți? Nu. Înseamnă că am să merg la București să iau interviu. Deși mai tare aș vrea mai întâi să vorbesc cu premierul de la București. Asta ar fi un interviu tare. Mai ales că eu i-aș pune întrebări care presa nici de acolo, nici de aici nu i-ar pune. Decente, frumoase, profunde. Vorbesc serios. Bun. Așa, dar la prezidențiale din România, care au loc în toamnă, da? Da. Așa, pe cine să votăm noi? Păi nu cunoaștem încă la prezidențiale. Deci pe domnul Ciolacu. Nu cunoaștem cine va fi candidatul, încă trebuie să fim realiști la respectiv. De câteva ori domnia sa și-a anunțat intenția sau dorința. Intenția, consider că atunci când va fi desemnat sau candidat, atunci o să venim pe cine îl susținem la aceste. Asta nu e exclus că domnul Ciolacu are toate meritele și poate să fie un candidat la funcția de președinte și ce nu un președinte a României. Dar care e înțelegerea cu peneliștii? Deci, să admitem, va candida domnul Ciolacu. Prin urmare, PNL-ul nu va avea candidat?
Din ceea ce vedem noi astăzi la București, observăm că există și la nivel local, ați văzut recent, inclusiv la primăria municipiului București, a fost desemnat un candidat comun și exact așa se merg și prin alte consilii județene, dar e o chestiune internă pur a două formațiuni politice care nu sunt din Republica Moldova, sunt din România, noi le cunoaștem, dar decizia le aparține dânșilor și probabil ar fi mai corect ca să aveți o comunicare cu dumneavoastră. Păi trebuie să puneți un cuvânt, vă rog, pentru mine acolo. O să-l punem. Mulțumesc. Dar eu vă văd deseori pe la București. Noi asta, în general, ați reușit să vă faceți o concluzie. Care e diferența dintre a face politică la Chișinău și a face politică la București? Sau e una așa aceeași? Pur și simplu acolo, ai noștri, de acolo cunosc română, spre deosebire de noi, care în afară de cuvântul vacă, masă și politică, nu cunoști nimic. Domnul Gonța, în general, politica își are și ea statutul ei sau însă și filozofia a sa. La case, în mod normal, nu ar trebui să fie o diferență între case mai mari și case mai mici, ceea ce trebuie să recunoaștem că noi în Republica Moldova suntem departe încă de politicul clasic. De multe ori nu avem maturitatea respectivă și ceea ce menționam anterior cu dumneavoastră, eu înțeleg că există concurență politică, dar pe de o parte înțeleg că există și interes național, pentru că cetățenii, important, cetățenii așteaptă de la politicieni anumite decizii și nu numai decizii, dar anumite acțiuni. Dar aceste acțiuni trebuie să fie materializate în lucruri concrete, să fie legate de, sigur, de bunăstarea cetățenilor, de siguranța cetățenilor, să fie materializate în ceea de a le putea crea stabilitate aici, viitor în această țară. Și cu părere de rău, în 32 de ani de independență în Republica Moldova, încă nu s-a ajuns la maturitatea aceasta politică, când se așeze politicienii și, într-adevăr, să ia deciziile respective. Sunt decizii luate de moment, sunt decizii luate foarte îngust și, apropo, dacă ne referim la decizii de nivel național, poate una din soluțiile astăzi actualei guvernări este de a crea sau de a vini cu ideea de a fi format un guvern, să numim, a integrării europene, sau a operat anterior altcineva cu de interes național, sau așa mai departe, unde, într-adevăr, specialiști poate să nu fie neapărat din partidele politice, dar inclusiv și din partidele politice pro-europene, să facă parte din acest guvern și să depășim această criză, pentru că bulgările acesta în care se află astăzi actuala guvernare, el a început să meargă la vale. Și el tot din ce în ce tot se face mai mare și mai mare, mai mare, și se creează o impresie că ei deja nu mai îl pot stăpâni. Și cu părere de rău, lucrul ăsta se întâmplă și trebuie de luat decizii, știți cum, ca chirurgicale, foarte rapide, de a îmbunătăți situația în țară. Domnul președinte, mi-ați să propuneți susținere pentru PAS, deci formațiunea respectivă, dacă să credem declarațiilor tuturor liderilor de partide, au nimicit și au decapitat tot ce se poate de decapitat pe dreapta, n-a rămas niciun concurent viu, în toate sondajele de opinie, nu e nicio formațiune politică care ar putea să-i ajungă. În top 10 este doar Maia Sandu și în rest toți liderii de stânga. Și acum dumneavoastră propuneți pace și haideți să ne unim pentru că ați vă ajută? Noi vorbim de interes național acum, domnul Gonța. Atunci când țara deja nu mai are alte soluții, trebuie să existe capacitatea. Noi vorbim despre o situație care ar putea remedia. Pentru că nu mai avem mult până la alegerile parlamentare.
nu exclus că poate să genereze și anumite alegeri anticipate. Noi am văzut în spațiu public și inclusiv și ipoteza respectivă. Dar ce facem cu vectorul de integrare a Uniunii Europene? Deci, deci noi trebuie lucrurile să le vedem destul de matur și asta nu înseamnă că noi, fiind în opoziție, nu putem să venim să criticăm. Noi din opoziție poți și să ajuți dacă este deschidere din partea guvernării. Cu părere de rău, actuala guvernare la moment nu vor să folosească opoziția în folosul, dezvoltării țării. Iar când va dori, va fi prea târziu. Mie mi se pare că deja este târziu. Iată, dumneavoastră, întindeți o mână sau propuneți așa o idee națională, dar fără ca să intrăm în detalii și fără să divulgăm multe secrete. Dar ați observat că ei, cei din PAS, nu fac tot așa în raport cu Partidul Social Democrat European. Iată, eu vorbesc despre banii care vin periodic pentru satul european de la Partidul Social Democrat de la București. Dumneavoastră doar știți mai bine decât mine câți bani ajung pentru primarii pasiști și câți bani ajung pentru frații mai mici ai PSD-ului, frații mai mici de la Chișinău, mă refer la PSD-ul. Nu-i așa? Domnul Gonța, ajungem și răspund la această întrebare, dar în general, atunci când discutăm despre satul european, eu înțeleg că ăsta a fost mai mult un instrument de campanie. Instrument în care el a funcționat destul de bine în alegerile locale. În alegerile parlamentare sau alegerile prezidențiale, eu nu știu dacă el va avea efectul respectiv. Pentru că odată ce numim denumirea de sat european, hai să vedem ce ar presupune acest sat european. Pentru că dacă îmi spuneți dumneavoastră orice raion sau orice localitate, hai să mergem acolo să vedem ce ne dorim ca să obținem în satul respectiv. După mine, odată ce s-a lansat această idee, trebuia de avut o viziune sistemică, o viziune la nivel național. Pentru că nu poți într-un sat să mergi să faci acoperișul la primărie, la altul să faci gardul la grădiniță, altul să faci un drum, altul să dai niște bani acolo ca să înceapă un apeduct și așa mai departe. Deci cetățenii din Republica Moldova astăzi au acces la informații. Mulți din ei, cum probabil aveți și dumneavoastră și Rudi și eu, locuiesc în țările Uniunii Europene. Ei știu ce înseamnă un sat european legat de infrastructură, legat de serviciile care trebuie să le ofere o primărie și dezvoltarea afacerilor în localități. Astăzi, în Republica Moldova, poate era bine dacă se venea unul cu ideea ca toate localitățile să aibă un plan urbanistic general. Noi astăzi nu avem un plan urbanistic general pe fiecare localitate din Republica Moldova, inclusiv și regional, pentru că îți dă posibilitatea ca să interconectezi anumite lucruri la nivel de servicii. Eu mă refer aici și la aprovizionarea cu apă și la canalizare și inclusiv la energie electrică, drumuri, care este foarte important. Și să evaluăm cât ar costa lucrul ăsta. Dar astăzi, neavând lucrul ăsta, folosim acest instrument fie de a șantaja, fie de a convinge, da, pe un anumit primar, uite, îți dau proiectul respectiv dacă tu îți treci la noi sau cel puțin îți faci anumite lucruri. Pentru că primarii care au mers în alegeri, ei au avut un plan de dezvoltare a localității respective. Și asta nu înseamnă că el nu are capacitate să-l facă. Da, el personal are capacitate să-l facă. Dar primarul, dacă nu are finanțări, trece un an, trece doi și se întâlnește cetățenii și spune, eu nu am posibilitatea de a face lucrul ăsta. De aceea, după mine, astăzi, satele din Republica Moldova și acest program satului european trebuie lăsat ca instrument de a folosi politic sau în scopul electoral, dar de a fi folosit pentru dezvoltarea acestor localități. Și noi astăzi am putea foarte simplu că avem capacități interne. Sunt astăzi specialiști de tot felul în Republica Moldova. Este important să-i atragi ca să proiectezi anumite lucruri și să vii cu soluții. Pentru că tu îl pui pe primarul respectiv într-o situație când el trebuie să scrie proiecte. Proiectele este
el nu are capacitate, în primul rând, și fizică, și în timp ca să scrie proiectul respectiv într-o localitate. El trebuie să angajeze pe cineva, fie că merge la o companie care se ocupă de scrierea proiectelor. Sunt un șir de acte care trebuie să le introducă acolo, acte permisive și așa mai departe. Și la urmă depune proiectul și el nu este acceptat. Și nu din motiv că e bun sau e rău și așa mai departe. Sunt alte criterii care ele sunt selectate acolo. Dar de ce nu toți cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de acest program? A, că astăzi noi avem până în 2028 5 miliarde de lei planificați pentru dezvoltarea satelor din Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că această sumă este foarte mică, dintre care 2 miliarde jumătate sunt din surse interne și 2 miliarde din surse externe. În general, un gospodar, dacă se dorește cu adevărat ca satele noastre să se dezvolte, trebuie de avut aceste evaluări, în primul rând proiectul urbanistic general al localității, doi, să evaluăm ce este în localitatea aceea. Poate altul are tot apeductul tras 100%, altul are iluminare, altul, și să începem să venim cu obiectele de infrastructură pe fiecare localitate în parte, să ne dezvoltăm. De unde surse financiare, o să întrebați? Simplu, le atrage în afară, pe o perioadă destul de lungă, pe 15, 20, 25 ani. În multe din țările europene, cetățenii noștri, sau cei care locuiesc, cetățenii din statele membre, după ce și-au creat o familie, se duc la bancă, își iau o casă și o achită în 25 de ani. Dar el din prima zi, ce face? Locuiește în casa respectivă. Pe când la noi, în Republica Moldova, 25 de ani o construiește și încă la urmă nu știu dacă mai trăiește în casa respectivă. Eu am spus-o așa, da, dureros, dar el există. Și dacă noi cu adevărat ne dorim să ne dezvoltăm aceste 898 de localități din țară, el este realist, se poate, dar trebuie de avut capacități ca să atragi aceste investiții. Și făcând lucrul ăsta sistemic, diminuez inclusiv din costuri, diminuez inclusiv din felul cum se organizează aceleași licitații. Pentru că participă un constructor pentru 10 localități, de exemplu, ca să facă anumite lucruri. Și sigur că costurile sunt cu mult mai mici. De aceea trebuie lucrurile abordate sistemic și de văzut cum pot să le implementăm la nivel de țară. Și revin la întrebarea dumneavoastră. Sigur că nu este plăcut atunci când vine un ajutor din partea partenerilor, inclusiv în cazul respectiv a României, a Guvernului României, și banii sau sursele financiare respective sunt împărțite la anumite proiecte. Eu vreau ca aceste proiecte să ajungă la toți primarii și să putem să demonstrăm prin acțiuni concrete cetățenilor că, uite, Guvernul României a ajutat localitatea X și datorită banilor care au venit de la Guvernul României s-a făcut obiectul ăsta de infrastructură sau în localitate. Dar cel mai important este să găsim resurse și să pornim motorul economic în țară, să avem bani la buget și să putem să ridicăm nivelul de trai și bunăstarea fiecărui cetățean. Continuăm cu alte știri. Domnul președinte, ați văzut decizia Curții Constituționale care a anulat legea care urmărea interzicerea accesului la alegeri a foștilor membri a partidului Șor, defunct partid Șor. Primul, domnul Igor Grosu imediat a ieșit și a zis că noi mai votăm odată legea asta, un pic altfel, ca să o mai scoată din... să nu o scoată în afara legii Curtea Constituțională. Speculații, în alta curte, de fapt, a făcut chestia asta, dar în zadar, pentru că nu mai are efect, niciun efect juridic. Și, de fapt, a fost o înțelegere cu guvernarea. Asta cum v-a părut această hotărâre a Curții? Eu știu că, în mod normal, în țări normale, hotărârile Curții Constituționale nu se bârfesc. Doar că la noi, în ultimii 10 ani, în alta curte, a adoptat așa niște decizii, că pur și simplu să treci pe lângă ele este imposibil. În primul rând, deciziile Curții Constituționale, ele se execută. E clar, ați menționat și dumneavoastră. Nu vreau să fiu astăzi avocatul la un partid politic sau altul. Eu vreau ca în Republica Moldova să se respecte legea
și același pluralism politic care este în Constituție reflectat să fie respectat. Precedente de genul ăsta nu trebuie să fie. Și iarăși ajungem la ceea ce am discutat anterior. Știți, facem tot, destul numai noi să obținem ceea ce noi ne dorim. Dar asta o să genereze pe urmă un bumerang care actuala guvernare o să trebuie să-l asume. Deci, după mine, nu trebuie să comentez, dar ați înțeles care este poziția. A venit un raport de la OSCE privire la alegerile locale de anul trecut. Băieți, au dat de pământ cu cecul, cu guvernarea, a zis că, băi, așa nu se organizează alegerile. Este adevărat, iarăși, niciun efect. Ce a fost, a fost. Dar ținând cont de acest raport, mai ales că el vine la jumătate de an, dacă și mai mult, după desfășurarea scrutinului, repet, neavând vreun efect, asta nu vă îngrijorați de modul în care s-ar putea desfășura prezidențial? Partidul Social Democrat European, în perioada preelectorală și inclusiv electorală, la toți observatorii care erau în Republica Moldova, a comunicat și le spunea de abuzurile respective. Și abuzuri au fost. Și nu numai vin din partea unui concurent politic, în cazul nostru. Deci, noi le-am expus și astăzi ați văzut și OSCE-ul le-au expus într-un raport. Am văzut și noi informația respectivă. Iarăși, e un precedent. Și cu părere de rău, toți tac. Toți tac. Și asta trebuie să ne îngrijoreze. Și noi nu trebuie să generăm, în general, în Republica Moldova, ideea de a frauda. Dar dacă spre asta se merge, deja noi deviem de la normele democratice și la valorile noastre europene în care noi vrem să tindem. După mine, ei trebuie, actuala guvernare, să-l trateze cu maximă seriozitate acest raport, pentru că el nu prevede anumite sancțiuni, el vine ca titlu informativ și vine cu anumite recomandări. Și aceste recomandări să fie auzite și implementate. Pentru că, nu bun, astăzi îți dorești cu orice scop ca să ajungi la punctul respectiv, dar ce urmează după asta? Pentru că anume fraudarea, ipotetică vorbim, ele poate să genereze niște lucruri neplăcute pentru o țară, ceea ce nimeni din cetățeni, sunt sigur că astăzi, nu-și dorește acest lucru. Mă refer la proteste, chestii și așa mai departe. Deci trebuie cât mai transparent lucrul ăsta făcut, cât mai responsabil și nu deviat de la cadrul legal. Continuăm, domnule președinte, ca să nu deviem nici noi, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, eu n-am văzut comentarii dumneavoastră cu privire la sistarea activității cele de-a 13 televiziuni, canal 5. Coincidența face că s-a întâmplat la scurt timp după o conferință de presă a doamnei președinte Maia Sandu, acolo unde o reporteriță de la canal 5 i-a adresat niște întrebări absolut pertinente, cu care probabil doamna președinte la anumite interviuri nu este obișnuită, dar cei din guvern zic că, băieți, nu bateți capul, asta e pură coincidență, n-are nicio treabă conferința de presă a doamnei Maia Sandu cu hotărârea guvernului de a asista activitatea acestei televiziuni, ori, asta nu consider la audiovizual de a asista activitatea, ci o agenție pentru fie atragerea investițiilor, fie pentru protejarea investițiilor, deși nimeni nu știe despre care investiție este vorba, dar agenția se numește plus minus cam așa. Domn președinte, care este comentariul noastră față de această hotărâre a executivului? În primul rând, sunt împotriva dezinformării și manipulării în societate, dar totodată libertatea presei trebuie să existe. Există în Moldova structurile statului, există Consiliul Audiovizualului și după mine trebuie să vină cu argumentele respective și după cât eu cunosc, e unicul
unica instituție care poate să interzică sau să nu interzică activitatea respectivă. Ceea ce mă depășește la moment, îl consider tot ca un abuz, indiferent, nu vorbim de care televiziune și așa mai departe, dar cetățenii trebuie să aibă acces la informații și cei care vin din domeniul media să respectă legislația din Republica Moldova, așa cum și dumneavoastră astăzi, sau eu când sunt invitatul dumneavoastră, respect anumite cutume sau anumite reguli care trebuie să aibă loc în televiziune. După mine este un abuz. Dar nu credeți că e un precedent foarte periculos? Să admitem că vine la guvernare formațiuni, să le numim, cum spuneați dumneavoastră, eurosceptice. Și spunem că, băi, în opinia noastră, canalele astea care se mai numesc pe ele în cele libere și independente, manipulează prin tăcere. De ce să nu rezistăm activitatea și noi, utilizând exact aceleași metode? Dar exact, motamo, pur și simplu, le luat din actul din anul 2023 și 2024 și le implementat în actul din 2025. Orice precedent are consecințe. Și inclusiv, de multe ori, cei care le fac cad și ei, sau ulterior, în această plasă. Exact așa se poate întâmpla. Eu nu îmi doresc ca în Republica Moldova să existe așa ceva, și la moment și pe viitor, pentru că îmi doresc ca fiecare cetățean să aibă acces la informații, îmi doresc ca fiecare cetățean să se simtă în siguranță, îmi doresc ca și fiecare partid politic, fiecare instituție să poată activa, sigur că în limita cadrului legal, și noi astăzi trebuie să respectăm și să fie legea în capul minții. Dacă actuala guvernare, dar noi vedem că depășesc anumite lucruri, ele trebuie sancționate. Bun, vă sun în telefon. Scandalul în jurul Comisia Independentă de Evaluare a Integrității Candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, Comisia Pre-Vetting. Portalul anticorupție.md a publicat o investigație și s-a constatat că, de fapt, cel care avea rolul să vadă cât de corecți sunt judecătorii din Moldova, aparent din investigație, se pare că nu e chiar el însuși corect. Știi că a avut niște păcate în trecut, tot e vorba de sume bunișoare de bani. Doamna Olesia Stamate a zis că ea a aflat despre acest lucru, dar deja era târziu. Domnul respectiv Hermann von Hebel deja a fost numit în funcție. Comisia respectivă aseară a difuzat un comunicat de presă și susține că acuzațiile împotriva, deși nimeni nu l-a acuzat, împotriva președintelui sunt nefondate. Pasul tace, deloc nu comentează, nici chiar măcar la emisiunile la care participă nu este întrebat. Eu înțeleg cam care ar trebui să fie răspunsul meu, pentru că deja în prima parte a spus că este fiasco total al justiției. Deja eu nu știu cum să explicăm oamenilor că de continuarea acestei activității acestei comisii deja cam e rușinoasă, dar asta e. Zic unii, dumneavoastră ce considerați, domnul președinte? Dacă s-a ajuns aici, dacă sincer să spunem, deja au trecut toate limitele. Și încă o dată pot să repet și nu numai ca declarație, dar ca și constatare că într-adevăr reforma a ieșuat și actuala guvernare nu are capacitate de a reforma acest sistem destul de important pentru Republica Moldova. Dumneavoastră aveți afaceri în agricultură sau ați avut? Domnul Gonța, nu mă interesează, eu nu vă număr bani, eu vreau să vă întreb altceva. Nu. Vreau să aduc claritate. Vin dintr-o familie de profesori care la o anumită perioadă tata a fost nevoit să abandoneze școala unde lucra ca profesor și am început o afacere deja mai mult de 25 de ani în domeniul legumiculturii. Este o afacere de familie unde muncește tata, mama, eu, familia,
Așa cum sunt multe afaceri în Republica Moldova. Ascultați unde vreau să ajung eu. Eu nu vă număr bani, mie nu mă interesează. Eu mă bucur cu oamenii fac afaceri. Când afacerea merge prost, devine cine, domnul președinte? Administratorul. Pentru că statul, metafore vorbind, este o afacere. Când controlezi statul, tu vrei să faci ca oamenii din acest stat să aibă bani, tu faci bani pentru stat, pentru oameni, ca tot să fie mulțumiți. Normal că apar probleme. Dacă într-o afacere apar probleme la nivel național, apar mii de probleme pe care le soluționez cu oamenii pe care îi angajez. Dacă ai angajat un prost, el nu o să rezolve problema. Așa și în cazul ăsta. Iată, acum vreau să ajung, asta e și despre reforma justiției, aici vreau să ajung la scumpul nostru aeroport, care ura, l-am luat de la șor. Noi l-am luat de la șor, noi am chiuit în piața Marea Națională. Și avem 10 buticuri unde putem să vindem chiloți, apă minerală și coniac. Și noi nu putem să facem o licitație, domn președinte. Domnul Gonța, deja acest subiect este unul ridicol în societatea noastră. Majoritatea cetățenilor, când aud această licitație, în general se amuzează. Pentru că eu mă gândeam că în aeroportul Chișinău, dacă suntem cei care ne dorim bine acestei țări, se putea nu de adus o companie din afară și nu dăm de numele companiei și așa mai departe. Dar noi am putea în aeroportul din Chișinău să vindem strict vinuri numai moldovinești, de vinuri moldovinești, inclusiv și băuturi, eu vorbesc de apă carbogazoasă și mai departe, sucuri din Republica Moldova. Eu cred că da. Și era o mândrie națională când în aeroportul din Chișinău se vând exclusiv produse din Republica Moldova. Era o mână de ajutor inclusiv pentru sectorul nostru. Noi, pe de-o parte, căutăm acum piață de desfacere și așa mai departe. 2 milioane, aproximativ, plus minus 2 milioane de pasageri vin și pleacă din aeroportul Chișinău anual. Noi am putea pe acest aeroport să vindem inclusiv produse textile care sunt de la producătorii noștri. Noi am putea în restaurantele de acolo, de la aeroport, să nu aducem o rețea internațională, nu vreau să dau iarăși nume, dar să vindem acelea plăcintea noastră, aceiași lucruri care cei care vin și pleacă din Republica Moldova să rămână cu ideea că, uite, în Republica Moldova am mâncat o bucată de o mâncare tradițională, care noi ne mândrim de fiecare dată cu ei. O țară vitivinicolă, o țară unde cartea de vizită este, una din cărțile de vizită este vinul. De ce să nu le dăm? Eu sunt sigur că astăzi mulți din producătorii noștri de vinuri, ei nu se regăsesc pe rafturile acolo de la aeroport. Avem și, bun, avem și alte produse de tutunjire. Și în cazul că sunt produse care nu se produc în Republica Moldova, dar putea să fie acolo, admitem, cafea sau alte lucruri, da. Ok, și normal. Dar noi să prioritizăm lucrul ăsta, am putea să-l facem. De ce să nu-l dăm la companiile noastre? Sau există, bun, Oficiul Național a Viei și Vinului, care ar putea acolo să... Foarte multe idei s-ar putea. Și acest spațiu am putea să-l folosim strict pentru interesul național. Și poate cu o plată de arendă simbolică, pentru că ele, până la urmă, îți aduc peste ani de zile cu mult mai multă valoare sau... să numesc corect, nu profit, dar să aduce mai mult imagine țării și așa mai departe. Eu cred că lucrul ăsta se putea de făcut. Și o idee destul de nobilă, o idee destul de bună și era susținută de fiecare cetățean. Dar paralel putem să dezvoltăm ideea de a consuma produse moldovinești. Și de acolo, acele persoane care merg din Republica Moldova cu o sticlă de vin moldovenesc și merg în altă parte, credeți-mă că o să aprecieze că avem cu cine mândri, avem produse extraordinare, dar noi trebuie să-i ajutăm producătorii noștri să-l facem. Bine spus, domn președinte. Eu aș vrea să vorbim un piculeț despre problemele agricultorilor. De ce spun probleme? Pentru că dumneavoastră în prima parte a emisiunii a zis că la toamnă ei vor avea din nou mari bătăie de cap. Dar eu n-am înțeles de unde bătăile de cap. Parcă s-au împăcat de la guvern, parcă e pace, parcă totul e ok. Cel puțin așa ne spune nouă la știri. Nu este adevărat, domnul Gonța. Astăzi majoritatea producătorilor agricole sunt supraîndatorați.
se creditează în continuare și nu din băncile comerciale, dar deja de la cei care le mai dau pe datorii inputuri, pentru că agricultura este prea importantă în Republica Moldova ca să o ignorăm. Și cei care și-au sumat această activitate deloc ușoară, deci sunt cetățenii noștri, sunt cei care stau și locuiesc în localitățile rurale, sunt cei care generează locuri de muncă, sunt cei care achită direct și indirect impozit în Republica Moldova și cei care ne asigură securitatea alimentară și securitatea furajieră a țării. De aceea, comunicarea care au încercat-o să aibă fermierii de-a lungul timpului cu ministrul al agriculturii, de aceea a dat eșec. Și ceea ce vedem noi astăzi sunt niște mimări. Ceea ce li s-a promis dânșilor nu s-a făcut. Și inclusiv dacă ne referim punctual, fondul de subvenționare, nici până de astăzi fermierii nu au primit subvențiile. Dacă ne referim la creditele care garantate, un număr foarte mic de fermieri au putut să acceseze aceste credite, pentru că nu-i dau, ca să înțelegeți acum, dreptate băncilor, dar ele au regulile de joc. Și aici statul trebuie să vină, să intervină. Să intervină, într-adevăr, ca să poată să-i ajute pe fermierii respectivi. 3. Legat de accesul la export, legat de situația că creat în vamă, ieri m-am întors de la București, iarăși cozi și cozi interminabile acolo unde în loc să meargă transportul, el trebuie să achite că el stă acolo. Și asta influențează direct la costul produselor noastre care sunt exportate din Republica Moldova. Capacitatea de a atrage bani ieftini, li s-a promis, nu s-a făcut. Motorina, poate nu e atât de mare ajutorul respectiv, dar e un ajutor consistent din partea unui guvern care de un an de zile fermierii îl așteaptă. Diferit. E mai ridicol ca și licitația de la aeroport, dacă vreți să mă credeți. E mai ridicol. Și le-am adus și soluții, și public, cum poți să faci lucrul ăsta. Nu mai vorbim de situația care e creată pe ansamblu, pentru că vin cu declarația astăzi oficiale că noi am mărit productivitatea de, eu să luat de exemplu, da? Cu struguri de masă. Da, pentru că cu 5-6 ani în urmă s-au plantat masiv struguri de masă în Republica Moldova și ele au intrat pe rod acum, da? Ca să înțelegem. Dar nu ne uităm ultimii 2 ani de zile cât s-au plantat. Deci s-a diminuat de 10 de ori suprafețele care se plantează în Republica Moldova. Nu mai vorbim de sectorul zootehnic, în care noi astăzi ne-am transformat într-o țară care mai mult importăm produs agroalimentar decât producem. Eu vorbesc pe general și ca valoare. Pentru că pe caracter sezonier sunt anumite lucruri unde și la nivel cantitativ nu este așa. Nu mai vorbim de produsele cu valoare adăugată, unde ne-am transformat în țară care exportă materie primă, unde noi am putea să găsim pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, așa cum vă spuneam de satul european, exact așa și pe fiecare domeniu. Și pe acesta domeniu important care este agricultura, ca să salvăm producătorii noștri. Vă zic, nu se vede tendința prețurilor, nu se vede că se va ridica, deci prețurile o să rămână plus minus tot aceleași. Costurile de producție în Republica Moldova continuă ca să fie încă mari, pentru că noi avem resursele energetice destul de scumpe, totodată noi nu avem subvenții directe la hectar și nu trebuie să învinovățăm, dar fenomenul sau efectul războiului din Ucraina a influențat foarte mult și a distorsionat inclusiv piața în bazinul Mării Negre. Și asta este un sector aparte, pentru că țările membre a Uniunii Europene mărginite cu Ucraina, care au avut de suferit, ei deja și-au primit fermierii compensațiile. Și noi am văzut cât de rapid s-au luat anumite decizii la nivel de guvernele respective. Nu ne ducem departe. În România, timp de 3 zile, deci 250 milioane de euro, guvernul a alocat sectorului agricol pentru fiecare hectar de cultură cerealelor care au avut de suferit. 100 de euro la hectar. Pentru fermierii din Republica Moldova care au solicitat anumite lucruri, le s-a spus că cei care au până la 1500 de hectare îi ajutăm, pe cei la 1500 de hectare nu. E analogică și cu situația cu votul, prin corespondență. Dacă ai 1501 hectare, ce faci? Tu ce, nu tot activezi în țara respectivă?
Noi am plătit 5 miliarde de lei, Republica Moldova a plătit dobânzi în anul 2023. Inclusiv o parte din ele la băncile comerciale din Republica Moldova, la niște procente bune, eu nu am drept acum să le spun. Și când vorbim de 1 miliard de lei că să ajutăm un sector care pe viitor îl salvăm, uite, și încercăm o campanie din asta de a-i murdări pe fermieri, de a-i face că sunt cei mai răi din țară. Uite cu ce tractoare îmblă, uite ce mașini au și așa mai departe. Dar care e logica guvernării? Ei își dau seama că acești fermieri au angajați foarte mulți oameni de la țară. Votanți, fermieri ăștia la alegeri vor avea un cuvânt tare greu de spus în teritoriu. Pe ce se bazează guvernarea când au o astfel de atitudine față de acești fermieri? Domnul Gonț, acești fermieri au dus la guvernare. Eu ți-ai minte. Acești fermieri au fost alături de ei atunci când au dus la guvernare. Și atunci mulți din cei care astăzi sunt în funcție de conducere erau lângă fermieri și promiteau că o să facă multe lucruri. Astăzi deja nu consideră agricultura ca ramură prioritară în economia națională. Astăzi deja încep să calculeze fermierul acela câți bani are și așa mai departe. De aceea eu am spus-o și o repet. Au fost afectați nu toți fermierii din Republica Moldova și asta trebuie să fim corecți. De acord. Dar cei care au fost afectați trebuie ajutați. Cum? Ministerul Agriculturii trebuia să aibă informația aceasta analitică. Să știe exact cine a avut de suferit, în ce zonă, la ce cultură, unde putem să ajutăm. Dar să nu venim cu declarații de genul ăsta că gata, nu mai producem porumb în Republica Moldova. Că când porumbul și are un rol important, în primul rând, în asolament și, doi, e baza furajeră a țării. Puteți să ne spuneți și nouă ce a fost cu problema asta la nord, auzi, compania aia care cu... Da, procesarea floarei soarelui. Da, și nu mai face ulei acum, da? S-a închis. Bine, acolo sunt, după mine, sunt anumite speculații. Dacă până săptămâna trecută nu era clar ce cantitate noi avem de floarea soarelui în Republica Moldova, pentru că, în mod normal, ele, ministerul sau instituția de resort a trebuit să știe cât am recoltat anul acesta, cât a rămas din stocurile de anul trecut. O parte din această marfă, o parte din poziții sunt în rezerva de stat. O parte se exportă, o parte se procesează și așa mai departe. Acum, există interes economic. E mai ieftin să aduce astăzi floarea soarelui din Ucraina și să o proceseze în Republica Moldova decât să o cumpere de la fermierii noștri. Pentru că așa s-a creat situația. Fermierii din Ucraina, ei sunt și mai competitivi, dar și situația care a fost creată urmare acestui război, sunt nevoiți ca să-și vândă marfa așa cum o vând ei. Din informațiile Ministrului Agriculturii de ieri, spune că noi avem în jur de 350.000 de tone de floare soarelui în Republica Moldova. Aceasta este o cantitate destul de mare, ca să înțelegeți, după recolta care o avem noi globală, numai că artificial compania respectivă spunea că nu există marfă în Republica Moldova și ei sunt nevoiți să o aducă din afară. Pentru că se punea și fermierii au condiționat ca marfa care se procesează la cel mai mare, eu nu o să dau denumire, deci cel mai mare procesator din Republica Moldova, care deține în jur de 70% din procesarea uleiului sau floarei soarelui în Republica Moldova, deci s-au început să facă anumite speculații la nivel intern. Sigur, stopând procesarea, automat scad prețurile și așa prețurile sunt derizorii, sunt de nimic, dar dacă se mai duc în jos, iarăși au de suferit fermierii din Republica Moldova. Clar. Întrebarea asta am pus-o și ieri, dar vă întreb, m-a rugat un fermier, dacă avem sau nu avem monopol pe piața cerealelor și oleaginoaselor în Moldova? Bun, teoretic nu-l avem, dar practic l-avem. Da? Ca să înțelegeți, pe de o parte acces au oricine la export, numai că ca să fii competitiv, să faci export de cereale și uleaginoase, trebuie să te folosești de infrastructura portuară din Republica Moldova. Dar acces în această infrastructură au un număr limitat de companii.
De aceea este foarte greu și atunci când vrei să îți oferi servicii în port companiei respectivă, sigur că ele o să fie mai mari și tu nu ai să devii competitiv. De aceea, cu 2 ani în urmă, am venit fermierii din Republica Moldova, au venit cu rugăminte și au adus și soluții către actuala guvernare ca să li se permită construcția cheilor pe râul Prut. Asta înseamnă o infrastructură unde vasele cu capacități mai mici de până la 2000 de tone, independent de volumul de apă din râu, pot să vină pe râul Prut și să se încarce și să meargă mai departe. Deci, până în ziua de astăzi, ca să înțelegeți, lucrul ăsta nu s-a făcut, cu toate că o parte din aceste infrastructuri ele încă au rămas de mult timp și fermierii din Republica Moldova erau gata să investească. Statul nici nu trebuia să facă investiții, trebuia să permită ca să fie 1, 2, 5, 10 independență pe râul Prut, în așa fel ca să diversificăm posibilitatea de export a culturilor cerealiele și oleaginoase din Republica Moldova. Exemplele respective există pe toate râurile care sunt navigabile din Uniunea Europeană și din multe alte țări, inclusiv pe Dunăre și pe mulți afluențe ai Dunării, și asta era să fie una din soluții pentru producătorii și exportatorii noștri care își doresc să exporte, pentru că ei ce fac? Astăzi accesul la informație l-are fiecare și văd care este prețul pe bursă. Există bursa cerealieră și acolo nimeni nu poate să ascundă cât costă o tonă de grâu sau de floarea soarelui sau de alte produse. Și ei încep a calcula costurile logistice până în portul din Constanța sau din altă parte. Și văd că o marjă destul de mare e rămâne la cei care prestează acest serviciu sau cei care exportă. Numai că de multe ori în Republica Moldova fermierii noștri sunt nevoiți ca să facă contract cu aceste companii, pentru că nu au mijloace circulante, vorbesc de bani. Băncile nu îi creditează, dar îi creditează aceste companii. Și ei, în momentul când se recoltează producția, sunt nevoiți ca să o vândă cu prețul care este atunci de moment. Nu au capacități ca să o depoziteze, nu au timp ca să depoziteze și așa mai departe. Pentru asta sunt instrumente care ele nu trebuie să le inventăm noi, care ar funcționa și în Republica Moldova. Sunt certificatele de depozit, unde, având în depozit marfa, simplu să lămuresc, poți să te duci la bancă să-ți iei bani, să te achizi pentru inputurile tale și atunci când ai să-ți vinzi tu marfa peste o lună, două sau trei, atunci să întorci banii la bancă, sigur cu o dobândă pe care trebuie să o achizi băiecii, pentru că nimeni nu-ți dă bani pe gratis. Dar aici ar putea să intervină statul ca dobânda respectivă să o achite în așa fel ca să faciliteze acest mecanism către fermieri. Deci putem discuta un șir de lucruri, un șir de soluții, atât pe termen scurt, mediu și lung, în așa fel ca să salvăm fermierii. Dar cel mai important lucru care trebuia să-l facă, să găsim bani ieftini și să le acordăm fermierilor. Astăzi ei nu au capacitate de a se credita și ei sunt refuzați de bănci, majoritatea din ei. Și sunt nevoiți ca să se crediteze la niște condiții destul de dure, destul de complicate din alte surse. La final, despre negocierea dumneavoastră cu Manu, domnule Ceban, nu vă mai întreb, pentru că deja ați comentat, unirea n-a avut loc. Eu mai este un subiect care vine de la CNA, eu nu vreau să-l comentați. O fostă deputată a PDM-ului dintre 2014-2019 i-au făcut percheziția casa mascații de la CNA, i-au găsit 400.000 de lei, 80.000 de euro. Acuzată de spalare de bani, îmbogățire ilicită și falsă în declarații. Concluzia acestei știri pentru dumneavoastră ar fi faptul că la noi în continuare se va lupta contra corupției. Hai să căutăm pe cei care au guvernat cândva, că poate ei au comis acte de corupție? Pentru că ai noștri nu fură și scurați ca lacrima? Eu nu cred că abordarea aceasta, că care a fost sau nu a fost, în Republica Moldova trebuie să funcționeze legea. Și cei care au greșit, acela trebuie să răspundă pentru orice fapt. Vedem că greșesc doar cei care au guvernat cândva.
indiferent că a fost la guvernare, că este la guvernare sau că va fi la guvernare și așa mai departe. Deci, eu chiar sincer nu vreau să comentez acest caz, dar vreau să spun în general că una din lozinci, am început cu emisiunea cu lozinci, deci o terminăm cu lozinci, inclusiv și cu combaterea corupției în Republica Moldova. Eu nu am văzut personal acțiuni și nici cetățenii din Republica Moldova că astăzi s-a combătut ceva în această perioadă. Și cel mai mult ne arată indicatorii noștri, am spus din start, de cifre, ce se întâmplă și cum se întâmplă pe diferite domenii și toate lucrurile o să putem să le simțim și le simțim la nivel comparativ. Și astăzi cetățenii din Republica Moldova le pot face. Domnul președinte, eu propun să mergem pe acasă, pentru că mâine e ziua de naștere a soției mele, mă duc eu să-i caut un cadou, pentru că varianta cu eu sunt cadoul tău nu merge. Da, asta nu o să treacă. Mulțumesc tare frumos, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc la toți o seară bună. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.